Secretele minții de milionar, al 16-lea dosar al prosperității. Bogații trec la acțiune în pofida fricii, săracii lasă teama să îi oprească. Mai devreme în această carte am discutat despre procesul exprimării. Haideți să recapitulăm formula. Gândurile conduc la sentimente, sentimentele determină acțiuni, acțiunile duc la rezultate. Milioane de oameni se gândesc să se îmbogățească, mii și mii de oameni recurg la afirmații, vizualizări și meditație pentru a se îmbogăți. Și eu meditez aproape în fiecare zi. Și totuși încă nu mi s-a întâmplat să stau liniștit meditând și vizualizând și să-mi cadă în cap un sac cu bani. Cred că fac parte dintre acei nenorocoși care de fapt trebuie să facă ceva pentru a avea succes. Afirmațiile, meditațiile și vizualizările sunt cu toate niște unelte minunate, dar din ceea ce pot să vă spun eu, niciuna nu vă va aduce prin ea însăși bani reali. În lumea reală aveți nevoie să recurgeți la acțiune reală pentru a avea succes. De ce este atât de importantă acțiunea? Să revenim la procesul nostru de exprimare. Fiți atenți la gânduri și sentimente. Fac parte din lumea interioară sau din cea exterioară? Din lumea interioară. Acum, priviți rezultatele. Fac ele parte din lumea interioară sau din cea exterioară? Din lumea exterioară. Aceasta înseamnă că acțiunea este puntea dintre lumea interioară și cea exterioară. În acest mod, dacă acțiunea este atât de importantă, ce ne împiedică să acționăm așa cum credem de cuvință? Teama. Teama, șovăiala și grija reprezintă unele dintre cele mai mari obstacole, nu numai pentru obținerea succesului, dar și a fericirii. Prin urmare, una dintre cele mai mari diferențe între a fi bogat și a fi sărac este hotărârea de a acționa în ciuda temerilor. Săracii lasă teama să îi oprească. Susan Jeffers chiar a scris o carte fantastică despre acest subiect numită Feel the Fear and Do It Anyway. Trăiește teama și acționează orice ar fi. Așteptarea momentului în care sentimentul de teamă dispare sau scade pentru a acționa este cea mai mare greșeală pe care o face majoritatea oamenilor. De obicei, acești oameni așteaptă la nesfârșit. Unul dintre cele mai populare programe pe care le predăm este tabăra de antrenament a războinicului iluminat. În cursul acestui antrenament explicăm că un adevărat războinic poate îmblânzi șarpele fricii. Aceasta nu înseamnă să ucideți șarpele, nu înseamnă să scăpați de cobră și în mod sigur nu înseamnă să fugiți din fața șarpelui. Înseamnă să îmblânziți șarpele. Este obligatoriu să înțelegeți că pentru a reuși nu este necesar să încercați să scăpați de teamă. Oamenii bogați și cu succes au și temeri, îndoieli și oamenii bogați și cu succes au griji, doar că ei nu lasă aceste sentimente să-i oprească. Oamenii fără succes au temeri, îndoieli și griji, însă ei permit acestor sentimente să-i oprească. Principiul al prosperității. Pentru a reuși, nu este necesar să încercați să scăpați de teamă. Deoarece suntem ființe ale obișnuinței, trebuie să ne antrenăm să acționăm în pofida temerilor, a îndoielilor, a grijilor, a nesiguranței, a inconvenientelor, a disconfortului și chiar să ne obișnuim să acționăm atunci când nu suntem în dispoziția de a acționa. Îmi amintesc că eram în Seattle și predam un seminar de seară când aproape de final i-am anunțat pe cei prezenți despre următorul curs disponibil cu durata de 3 zile, care urma să aibă loc în Vancouver. Un individ s-a ridicat și a spus: Harv, cel puțin o duzină dintre cunoscuții mei, rude și prieteni au urmat acest curs, iar rezultatele au fost absolut extraordinare. Fiecare dintre ei este de cel puțin 10 ori mai fericit decât înainte și toți sunt pe calea spre succesul financiar. Toți au spus că le-a schimbat viața și dacă ține cursul în Seattle, categoric aș participa și eu. I-am mulțumit pentru declarația lui și apoi l-am întrebat dacă era dispus să participe la un instructaj. A fost de acord și atunci am spus: am doar 5 cuvinte să-ți spun. A întrebat vesel: și care ar fi acelea? La care i-am răspuns concis: ești al naibii de falit. Apoi l-am întrebat care era situația sa financiară. A răspuns docil și cam încurcat: nu prea bună. Bineînțeles că am replicat: nu e nevoie să continui. Apoi am început să declam în fața adunării: câte piedici puteți găsi dacă pentru a face un lucru care vă este necesar și pe care doriți să-l faceți vă lăsați opriți de 3 ore de condus sau de un zbor de 3 ore sau de o călătorie de 3 zile? Iată cel mai evident răspuns: oricâte, orice vă va opri, nu din cauza dimensiunii provocării, ci din cauza limitelor dumneavoastră. Am continuat. Este simplu. Fie sunteți o persoană care va fi oprită de orice, fie sunteți o persoană care nu va putea fi oprită. Dumneavoastră alegeți. Dacă doriți să faceți avere sau să aveți orice altă formă de succes, trebuie să fiți un războinic. Trebuie să fiți dornici de a face tot ceea ce este necesar. Trebuie să vă antrenați pentru a nu vă lăsa opriți de nimic.
nu este întotdeauna convenabil să devii bogat. A deveni bogat nu este întotdeauna ușor. De fapt, a te îmbogăți poate fi al naibii de greu. Și ce-i cu asta, veți întreba dumneavoastră? Unul dintre principiile de bază ale războinicului iluminat stabilește că dacă sunteți dispuși să faceți numai ceea ce este ușor, viața va fi dificilă. Dar dacă sunteți dispuși să faceți ceea ce este greu, viața poate fi ușoară. Oamenii bogați nu își bazează acțiunile pe ceea ce este ușor și convenabil. Acest mod de viață este rezervat oamenilor săraci și majorității celor din clasa de mijloc. Tirada de la seminarul respectiv se sfârșise. Mulțimea era tăcută. Mai târziu, individul care a declanșat discuția a venit și mi-a mulțumit călduros pentru că i-am deschis ochii. Bineînțeles că s-a înscris la curs, chiar dacă avea loc la Vancouver, dar ceea ce a fost cu adevărat nostim s-a petrecut în momentul plecării mele, când l-am auzit pe individ vorbind la telefon. El reproducea entuziasmat unuia dintre prietenii de la celălalt capăt al firului discursul pe care tocmai îl prezentase. Presupun că a funcționat, pentru că în ziua următoare a sunat pentru încă 3 înscrieri. Erau cu toții de pe coasta de est și veneau cu toții la Vancouver. Acum că ne-am referit la inconveniente, care este problema disconfortului? De ce este atât de importantă acțiunea întreprinsă în pofida oricărui disconfort? Deoarece acum sunteți în zona confortabilă. Dacă doriți să ajungeți la un alt nivel în viață, trebuie să spargeți această zonă de confort și să exersați realizarea unor lucruri care nu sunt confortabile. Să presupunem că în prezent duceți o viață de nivel 5 și doriți să vă mutați la viața la nivelul 10. Nivelul 5 sau unul mai mic sunt situate în interiorul zonei de confort, dar nivelul 6 sau unul mai mare se află în afara cutiei, în zona dumneavoastră de disconfort. Aceasta înseamnă că pentru a ajunge de la o viață de nivel 5 la o viață de nivel 10, va trebui să traversați zona de disconfort. Oamenii săraci și majoritatea celor din clasa de mijloc nu sunt dispuși să trăiască inconfortabil. Reamintiți-vă, confortul este principala prioritate din viața lor. Dar permiteți-mi să vă spun un secret pe care îl știu doar cei bogați și cu succes. Starea confortabilă este mult supraevaluată. Confortul vă face să vă simțiți plăcut, la căldurică și în siguranță, dar nu vă permite să vă dezvoltați. Pentru a vă dezvolta ca persoană, trebuie să vă dilatați zona de confort. De fapt, singurele momente în care vă puteți dezvolta sunt cele în care vă aflați în afara zonei de confort. Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Cum a fost prima dată când ați încercat ceva nou? Confortabil sau inconfortabil? De obicei inconfortabil. Dar ce s-a întâmplat după aceea? Pe măsură ce ați continuat să faceți acea acțiune, a devenit din ce în ce mai confortabilă, nu-i așa? Așa merg lucrurile. Totul este inconfortabil la început, dar dacă vă țineți de treabă și continuați în cele din urmă, veți traversa zona de disconfort și veți reuși. Atunci veți ajunge într-o zonă de confort nouă, mărită, ceea ce înseamnă că ați devenit o persoană superioară. Repet, singurul moment în care vă dezvoltați cu adevărat este cel în care nu vă aflați în zona de confort. De acum încolo, de câte ori vă simțiți inconfortabil, în loc să vă retrageți din zona dumneavoastră de confort, puneți-vă înapoi pe drum și spuneți, trebuie să mă dezvolt și mergeți înainte. Dacă doriți să fiți bogați și să aveți succes, mai bine v-ați obișnuit să nu vă simțiți confortabil. Exersați în mod conștient trecerea în zona dumneavoastră de disconfort și puneți în practică ceea ce vă produce teamă. Iată o ecuație pe care doresc să vă reamintesc tot restul vieții. Zona de confort este egală cu zona de bogăție. Prin extinderea zonei de confort, vă veți crește mărimea venitului și sfera dumneavoastră de prosperitate. Cu cât vă simțiți mai confortabil, cu atât veți fi mai puțin dispus să vă asumați riscuri, să profitați de oportunități, să întâlniți oameni și să încercați strategii. Mi-ați înțeles punctul de vedere? Cu cât confortul devine prioritar, cu atât sunteți mai blocați de teamă. Dimpotrivă, dacă doriți să vă extindeți propria persoană, vă veți dezvolta zona oportunităților, fapt care vă va permite să atrageți și să mențineți un venit și o avere mai mare. Repet, atunci când aveți un container mare, universul se va grăbi să umple spațiul. Oamenii bogați și plini de succes au o zonă de confort mare și și-o lărgesc continuu pentru a fi capabili să atragă și să mențină o avere cât mai mare. Nimeni nu a murit din cauza disconfortului. Cu toate acestea, în numele confortului au fost distruse mai multe idei, oportunități, acțiuni și mai multe progrese decât în numele a orice altceva. Confortul ucide. Dacă țelul dumneavoastră în viață este confortul, vă garantez două lucruri. Primul este că nu veți fi niciodată bogați. Al doilea este că nu veți fi niciodată fericiți. Fericirea nu provine din trăirea unei vieți temperate, întrebându-vă mereu cum ar fi putut fi. Fericirea vine ca rezultat al existenței în starea noastră naturală de dezvoltare și al trăirii la potențialul nostru maxim. Încercați acest lucru.
În loc să vă micșorați și să vă retrageți către siguranță, data viitoare când vă simțiți inconfortabil, nesigur sau temător, mergeți înainte. Observați și rețineți sentimentele de disconfort, recunoscându-le drept ceea ce sunt. Doar niște sentimente, care nu au puterea de a vă opri. Dacă o să continuați cu îndrăgire în pofida disconfortului, în cele din urmă vă veți atinge scopul. Nu contează dacă sentimentele de disconfort scad în intensitate. De fapt, atunci când se ameliorează, luați-o ca pe un semnal de a vă muta mai departe obiectivul, deoarece în momentul în care ați atins confortul, v-ați oprit dezvoltarea. Repet, pentru a vă dezvolta la întregul potențial, întotdeauna trebuie să trăiți la marginea cutiei dumneavoastră. Și pentru că suntem creaturi ale obișnuinței, trebuie să exersăm. Vă implor, exersați punerea în practică acțiunilor în pofida fricei, inconvenientelor, disconfortului, exersați chiar și în momentele în care nu aveți dispoziția necesară. Făcând aceasta, vă veți deplasa repede la un alt nivel al vieții. De-a lungul drumului, asigurați-vă că vă verificați contul bancar, deoarece vă garantez, va crește și el rapid. În cursul seminariilor de seară, când ajung la un moment, întreb audiența: câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să exerseze un rol în pofida fricii sau disconfortul? De obicei, toată lumea ridică mâna, probabil pentru că le este teamă de moarte cam să aleg pe unul dintre ei. Atunci spun: cuvintele nu înseamnă mare lucru, haideți să vedem dacă vorbiți serios. Scot apoi o săgeată de lemn cu vârful de oțel și le spun că pentru a exersa această disciplină vor trebui să frângă această săgeată cu gâtul. Apoi le demonstrez cum vârful de oțel intră în părțile moi ale gâtului, în timp ce cealaltă persoană ține celălalt capăt al săgeții cu palma bine întinsă. Ideea este de a intra drept în săgeată și a o rupe folosindu-vă doar gâtul, înainte de a vă străpunge și a ieși prin ceafă. În acest moment, majoritatea oamenilor sunt șocați. Uneori aleg un voluntar pentru a face acest exercițiu, alteori dau câte o săgeată fiecărui participant. Am avut audiențe în care peste 1000 de oameni rupeau săgeți. Poate fi depășită această teamă? Da. Este înfricoșător? Puteți fi siguri. Este inconfortabil, desigur, dar, repet, ideea este de a nu vă lăsa opriți de teamă și de disconfort. Ideea este de a exersa, de a vă antrena pentru a face ceea ce este necesar și pentru a acționa în pofida oricărui lucru care ar putea sta în calea dumneavoastră. Vă întrebați dacă sunt mulți cei care reușesc să frângă săgeata? Da, toți cei care se implică 100% o rup. Toate acestea, cei care se mobilizează lent, fără convingere, nu reușesc. După exercițiul cu săgeata, întreb: câți dintre dumneavoastră au descoperit că săgeata este mai ușor de rupt fizic decât își închipuia mintea dumneavoastră? Toți sunt de acord că de fapt a fost mult mai ușor decât ar fi crezut-o. De ce se întâmplă așa? Acum veți afla unul dintre cele mai importante lecții pe care le veți învăța vreodată. Mintea dumneavoastră este cea mai mare scenaristă de telenovele din istorie. Inventează povești incredibile bazate pe obiceiuri, pe drame și dezastre despre lucruri care nu s-au întâmplat vreodată și probabil nici nu se vor întâmpla. Mark Twain a spus-o cel mai bine: în viața mea am avut mii de probleme, dintre care majoritatea nu s-au întâmplat cu adevărat. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care puteți să le înțelegeți la un moment dat este că dumneavoastră nu sunteți mintea dumneavoastră. Aveți dimensiuni mult mai mari și sunteți mai valoros decât propria minte luată separat. Mintea este o parte din dumneavoastră, așa cum mâna este o parte din dumneavoastră. Iată o întrebare care vă poate pune pe gânduri. Cum ar fi dacă ați avea o mână care ar fi exact ca mintea dumneavoastră? Ar face tot felul de lucruri în același timp. V-ar bate mereu la cap și nu s-ar opri niciodată. Ce v-ați face cu ea? Cei mai mulți oameni ar răspunde ceva de genul: o tai. Dar mâna dumneavoastră este o unealtă puternică, așa că de ce să o tăiați? Evident, adevărata provocare este dacă doriți să o controlați și să o antrenați să muncească pentru dumneavoastră, nu împotrivă. Antrenarea și gestionarea minții dumneavoastră este cea mai importantă abilitate pe care o veți putea avea vreodată, atât în ceea ce privește fericirea, cât și succesul. Asta este exact ceea ce facem în această carte și vom continua să o realizăm dacă veți urma unul din programele noastre. Cum puteți să vă antrenați mintea? Începeți prin a observa. Observați modul în care mintea dumneavoastră produce constant gânduri care nu vă încurajează în obținerea bogăției și succesului. Pe măsură ce le identificați, puteți începe să le înlocuiți în mod conștient aceste gânduri descurajatoare cu altele care să vă susțină. Unde găsiți aceste moduri încurajatoare de a gândi? Chiar aici, în această carte. Fiecare dintre declarațiile din această carte este un mod de a gândi încurajator și plin de succes. Adnotați aceste moduri de a gândi, de a fi și de a acționa ca și cum ar face parte din dumneavoastră. Nu trebuie să așteptați o invitație specială. Hotărâți chiar acum că viața dumneavoastră ar fi mai bună dacă ați alege să gândiți în modurile pe care le-am descris în această carte, în loc să gândiți prin intermediul obiceiurilor mentale de autoprotejare din trecut. Din acest moment, luați decizia de a nu mai fi conduși de propriile gânduri,
ci de a le stăpâni dumneavoastră pe ele. De acum înainte nu mai este mintea dumneavoastră capitanul corabiei. Chiar dumneavoastră sunteți capitanul, iar mintea lucrează pentru dumneavoastră. Vă puteți alege gândurile. Aveți capacitatea naturală de a anula orice gând care este descurajator pentru dumneavoastră în orice moment. De asemenea, puteți instala în orice moment gânduri încurajatoare pur și simplu prin decizia de a vă concentra asupra lor. Aveți puterea de a vă controla mintea. Cum am spus-o mai devreme la unul dintre seminarele mele, Robert Allen, autor de bestselleruri și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, a spus un lucru extrem de profund. Niciun gând nu trăiește pe gratis în capul dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că veți plăti pentru gândurile negative, veți plăti cu bani, cu energie, cu timp, cu sănătate și veți plăti prin nivelul de fericire. Dacă doriți să vă mutați rapid la un alt nivel al vieții, începeți prin a vă împărți gândurile într-una din cele două categorii, încurajatoare și descurajatoare. Observați gândurile pe care le aveți și hotărâți dacă ele vă susțin sau nu în obținerea fericirii și a succesului. Apoi decideți să păstrați doar gândurile încurajatoare, refuzând în același timp să vă concentrați asupra celor descurajatoare. Când răsare câte un gând descurajator, spuneți stop sau mulțumesc pentru că mi-ai împărtășit aceste lucruri și înlocuiți-l cu un mod de a gândi mai încurajator. Numesc acest fenomen gândire în forță și țineți minte ce vă spun. Dacă exersați, viața dumneavoastră nu va mai fi niciodată la fel, vă promit. Deci care este diferența dintre gândirea în forță și gândirea pozitivă? Diferența este discretă, dar profundă. Pentru mine, oamenii folosesc gândirea pozitivă pentru a pretinde că totul este în regulă, pe când ei nu cred de fapt acest lucru. Prin gândirea în forță, înțelegem că lucrurile sunt neutre, că lucrurile nu au decât înțelesul pe care le dăm noi și că noi suntem cei care creăm poveștile și le dăm un sens. Aceasta este diferența dintre gândirea pozitivă și gândirea în forță. Prin gândirea pozitivă, oamenii cred că gândurile lor sunt reale. Gândirea în forță recunoaște că gândurile noastre nu sunt reale, dar de vreme ce oricum inventăm o poveste, măcar putem crea una care să ne încurajeze. Nu facem acest lucru pentru că noile noastre gânduri sunt reale la modul absolut, ci pentru că aceste noi gânduri ne sunt mult mai utile și ne fac să ne simțim cu mult mai bine decât cele descurajatoare. Înainte de a încheia această parte, trebuie să vă avertizez. Nu încercați exercițiul de frângere a săgeții acasă. Exercițiul trebuie pregătit într-un anumit mod, altfel vă puteți răni dumneavoastră sau cineva din jurul dumneavoastră. Dacă vă interesează asemenea gen de exerciții avansate, urmăriți descrierea taberei de antrenament al războinicului iluminat pe site-ul nostru. Acest program vă va oferi tot ceea ce vă este necesar și chiar mai mult. Declarație. Puneți-vă mâna pe inimă și spuneți: acționez în pofida temerilor. Acționez în pofida îndoielilor. Acționez în pofida fricilor. Acționez în pofida grijilor. Acționez în pofida inconvenientelor. Acționez în pofida disconfortului. Acționez atunci când nu am chef. Atingeți-vă capul și spuneți: am o minte de milionar. Acțiuni ale minții de milionar. 1. Notați-vă 3 dintre cele mai mari griji, temeri sau neplăceri legate de bani și avere. Înfruntați-le. Descrieți ce ați face în situația în care s-ar concretiza fiecare dintre aceste temeri. Ați mai putea supraviețui? Ați mai putea reveni? Sunt destule posibilități ca răspunsul să fie da. Atunci nu vă mai faceți griji și începeți să faceți avere. 2. Exersați ieșirea din zona de confort. Luați în mod intenționat decizii care vă sunt inconfortabile. Vorbiți unor oameni cărora nu v-ați adresat de obicei. Cereți o mărire de salariu la slujbă. Treziți-vă în fiecare zi cu o oră mai devreme. Plimbați-vă prin pădure noaptea. Începeți antrenamentul războinicului iluminat. Vă va pregăti pentru a deveni de neoprit. 3. Apelați la gândirea în forță. Analizați-vă pe dumneavoastră și propriul mod de gândire. Păstrați doar gândurile care vă încurajează în obținerea fericirii și a succesului. Aruncați o provocare vocii acelei afirave din mintea dumneavoastră ori de câte ori spune nu pot sau nu vreau sau nu am chef de. Nu îi permiteți acestei voci controlate de teamă și determinată de confort să profite de ceea ce aveți dumneavoastră mai bun. Faceți un pact cu propria persoană prin care de câte ori această voce încearcă să vă oprească să faceți ceva care ar fi util pentru succesul dumneavoastră, să duceți la îndeplinirea acel lucru oricum. Arătați-i proprii minți că dumneavoastră sunteți șeful, nu ea. Nu numai că vă va crește impresionant încrederea în propria persoană, dar în cele din urmă acea voce va deveni din ce în ce mai tăcută pe măsură ce descoperă efectul minim pe care îl are asupra dumneavoastră. O poveste de succes privită de la Andrew Wilton.
Harv, numele meu este Andrew Wilton și am 18 ani. Abia am terminat primul an de facultate. Acum 2 ani am urmat Millionaire Mind Intensive Seminar și de atunci am aplicat tehnicile pe care le-am învățat. În săptămâna de vacanță din februarie, în timp ce prietenii mei munceau sau își vizitau familiile, am putut să-mi petrec 10 zile în sudul Spaniei cu banii pe care i-am economisit prin metodele învățate la curs. Ce experiență! Nu aș fi avut libertatea financiară de a merge oriunde vreau și de a face ce vreau dacă nu aș fi aplicat strategiile pe care le-am învățat la Millionaire Mind Intensive Seminar. Mulțumesc, Carl!